Am ținut neapărat în cadrul emisiunii Westbook să avem o rubrică culinară. Un alt fel de rubrică culinară. Mâncăruri care poate să le facă oricine, chiar și studenții, de exemplu. Și pentru aceasta o să prezint această rubrică împreună cu asistenta mea. Adică eu voi găti și Alina Gospodina va gusta. Greșit, eu gătesc și tu guști. Eu sunt Alina și astăzi vom pregăti salată de surimi. De? Surimi. Steagul Poloniei acela? Așa, steagul ăsta este un amestec de cam tot ce se găsește prin Marea Japoniei, tocat bine mărunțit, pus aici. Și vreau să spun o chestie foarte importantă despre surimi. Sunt afrodisiace. De ce pentru studenți? Bun, pentru început avem nevoie de 200 de grame de surimi. Foarte important, nu-i scoateți din plastic. 150 de grame de porumb, 100 de grame de măsline, 100 de grame de sos de usturoi sau maioneză și 50 de grame de parmesan. Și un ardei roșu. Și 50 de grame de răbdare. Cât costă toate aceste ingrediente? Pentru că este dedicată studenților, este foarte accesibilă ca și preț, costă în jur la 20-25 de lei. Să vedem dacă... Depinde de unde vă cumpărați ingredientele. Dacă ne convinc să renunțăm la două șaorme și să ne preparăm salată de Marea Japoniei aici. Mă, sunt afrodisiace, cred că mie mi-ar conveni dacă aș fi studentă. Adică salată de studenți. Bun. Bun. Începem așa, prima operațiune. Surimii, chestiile astea, steagul Poloniei, se pun la fiert. Bun, am pus surimii la fiert, acum avem de tăiat gogoșarul, tu ai grijă ce faci cu cuțitul ăla. Mi-am amintit un banc idiot cu Alinuța la bucătărie. Vine Alinuța, mama, pot să-mi tai și eu unghiile aici la bucătărie? Nu, draga mama, e că o să fie numai bucăți de deget pe toată masa. Ai grijă ce faci tu cu cuțitul să nu se transforme bancul în bancul cu adișor, nu cu Alinuța. Bun, fată, l-am strecurat. Și acum? Nu o să te mai chinui mult, știu că ți-e foame, tot ce mai avem de făcut este să tăiem puțin surimii așa, uite așa, bucățele și să amestecăm cu restul ingredientelor. La semnalul meu, da? 1, 2, te-am păcălit, te-am păcălit! Hai, da să spui 2 și jumătate, 3... Salată de surimi. Surimi. 3 persoane, 15 minute, 25 de lei, da? Ce vreau să mai adaug este că aceasta...